Femeia ce apare în imagini este căutată de către polițiștii sectorului Râșcani din Chișinău. Aceasta a pătruns într-un automobil parcat pe strada Calea Orheiului, de unde a furat o geantă în care erau 10.000 de lei și 3 carduri bancare, iar ulterior de pe unul dintre acestea a extras 2.000 de lei. Persoanele care au recunoscut-o sunt rugate să sune la 112. Confidențialitatea surselor de informare este garantată.